Astăzi, Plahotniuc, încearcă, nu prea vrea să meargă în România. Am declarat încă în luna august că dosarul lui Plahotniuc, cererea lui Plahotniuc, a fost amânată în august, deja era amânată a doua oară, dacă nu greșesc. Deci a fost prelungit terminul de executare, de studii a situației și țin de Plahotniuc. Deci și are unica șansă să se întoarcă în România, deoarece din cetățenii, din pașapoarte, care nu sunt fals, el are pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, cetățean Federației Rusă și a României. Și astăzi, chiar dacă ați citit atent declarațiile avocaților lui Plahotniuc, au apărut în mass media că noi vom lupta, perioada de ce ține de deport nu este așa de simplu și el are dreptul. Și asta a spus-o și colegul lui Cibotari, colegul, membru grupării, nu știu cum se zic mai bine, care acum e pro-Moldova, ca și cum, da? Unii Cibotari a spus clar că Plahotniuc are posibilitatea să aleagă țara în care va fi deportat. Că la moment, din cauza mai multor gafe care au avut loc, s-a început totul când i-au pornit un dosar așa, cu mai multe încălcări ca să aibă el temei să scape de Interpol, da, încă de procurorul Viorel Morari. Deci începând cu asta, terminând cu faptul că vă spun, Părloc a fost reales. Întrebați-l, iată, reporterii Jurnal TV să-i dea o întrebare lui Dodon la conferință de presă, premierului Chicu și posibil ministrul de interne. De ce Republica Moldova nu l-a rechemat pe Vitalie Părloc? Din el astăzi acolo nu e ca persoană fizică Vitalie Părloc. Vitalie Părloc a mers din partea statului Republica Moldova la această înaltă funcție în Interpol. Înțelegeți? Eu am luptat foarte mult cu el, am obținut și o victorie foarte importantă. Eu când am scris o solicitare că Părloc este omul lui Plahotniuc, deci mie în câteva săptămâni Interpolul la Lyon mi-a răspuns și mi-a spus, domnule Usate, suntem de acord cu argumentele care le-ați invocat, că e conflict de interese, un alt, adică și l-au scos pe Părloc din comisie, ca că Părloc încerca să influențeze membrii comisiei ca eu să fiu pedepsit, înțelegeți? Dar în cazul lui Plahotniuc, ei nici n-au încercat să scrie măcar la Lyon. Stimați conducători, Vitalie Părloc este președintele comisiei cu drept de vot, că acolo 7 persoane în această comisie. Deoarece este om apropiat lui Plahotniuc, a sferii chemat, doi să nu aibă acces la dosarul lui Plahotniuc. Vă dați seama, Părloc șede din Interpol, citește de acolo, îl sună pe Plahotniuc, scalo, domnul Vlad, ia ca proștii de la Chișinău nu mai trimesc câteva pagini despre Natalia, înțelegeți? Asta, ia ca ce întrebări trebuie să le dăm lor astăzi, înțelegeți? Că ei nu au luptat cu Plahotniuc când era acasă și când au plecat, ea stau bucuroși, despre Dodon acum vorbesc, lui Dodon nu-i trebuie Plahotniuc să se întoarcă în Republica Moldova, niciodată. Nici liber, nici în cătușă, deoarece vă dați suma că dacă deschide într-o zi gura Plahotniuc, apă Dodon n-a să aibă nici 5% la alegerile prezidențiale.